Vă invit în acest material să analizăm un argument des întâlnit în disputa botezului, a credobaptismului sau a pedobaptismului, botezul credincioșilor versus botezul copiilor. Un argument enunțat destul de pe scurt de către preotul calistrat în materialul ce urmează. Haideți să ascultăm și apoi să comentăm puțin toată această argumentație. Iată-l pe Fiul lui Dumnezeu la Iordan, venit la Vitavara, unde nu întâmplător vine, ci vine să împlinească cele ale legii celei vechi. Și de multe ori ați auzit această controversă care este întotdeauna între disputa sectară și disputa ortodoxă. Când vorbesc de disputa sectară, mă refer la cultele necreștine sau neocreștine, ca să le spunem așa, pentecostali, adventiști, jehoviști, evangeliști, marturile Jehova, evangeliști de ziua șaptea și așa mai departe. Deci după Domnul Calistrat suntem culte necreștine. De remarcat că nu apare cultul baptist în ce a înșiruit Dumnealui aici, deci solicit canalului și paginii de Facebook Alea Spre Mântuire să ne scoată de pe lista sectarilor pentru că domnul preot Calistrat nu ne menționează. Deci cultul baptist, cult creștin, ne bucurăm de faptul că am primit aprobare. Care vin și spun că Iisus Hristos s-a botezat la 30 de ani. Iisus Hristos nu s-a botezat la 30 de ani. Iisus Hristos a venit la Iordan cu o menire sfântă împlinindu-se voia legii, într-a opta zi, Fecioara Maria și cu dreptul Iosif îl aduc pe prunc la templu, unde îl taie împrejur. Acela este botezul lui Iisus, ca să demonstreze pruncia existențială, materială, că nu este duh sau nălucă sau trup aparent sau închipuire, să-și pună primele picături pe altarul legii celei vechi, de ce v-am explicat tot lucrul ăsta? Ca să înțelegeți încă o dată, repet, că botezul lui Isus a fost la 8 zile și nu la 30 de ani. La 30 de ani Isus a intrat în apele Iordanului să spele păcatele întregii lumi. Da, ați înțeles probabil ideea dumnealui. Botezul lui Isus n-a fost la 30 de ani când ne spun evangeliștii foarte clar că Isus a fost botezat de către Ioan botezătorul în râul Iordan, da? deci nu a fost atunci, citiți voi Biblia pe dos, da? măcar că scrie negru pe alb, inclusiv în Biblia sinodală, în traducerile aprobate de cultul ortodox din România, nu e așa cum citiți, chiar dacă e negru pe alb, în realitate botezul lui Isus a fost la 8 zile atunci când a fost tăiat în prejur. Celelalte conexiuni, celelalte uh, lucruri spuse de Dumnealui, nu vreau să le comentez în acest material, cum că Iisus a sfințit apa Iordanului și că apa Iordanului sau botezul din apa Iordanului prefigura sau făcea spălarea păcatelor, nu intrăm în detaliile acestea. Ne interesează acum argumentul în sine. Este un argument desinvocat și anume faptul că tăierea împrejur a poporului vechiului legământ, deci a poporului Israel, a fost înlocuită de botez în noul legământ și deci în cazul poporului noului legământ, adică Biserica lui Hristos. Pe cale de consecință, după cum poporul evreu își tăia împrejur pruncii în a opta zi după naștere, și noi ar trebui să ne botezăm pruncii încă de mici. Da? Deci, argumentul în sine este acesta. Botezul înlocuiește tăierea împrejur, tăierea împrejur prefigura botezul, deci ar trebui să urmăm exemplul Domnului Isus, nu că s-a botezat la 30 de ani, nu, nu, nu exemplu să ăsta trebuie să urmăm, trebuie să urmăm alt exemplu că a fost tăiat în la 8 zi, dar noi să nu ne tăiem în la 8 zi, ci să fim botezați încă de mici. Deci, în felul acesta se justifică, se încearcă justificarea pedobaptismului, adică a botezului copiilor. Care este problema cu cu acest argument. În primul rând, pentru cei care nu știți, tăierea împrejur sau circumcizia, cum mi se mai spune, este o intervenție chirurgicală de îndepărtare a prepuțului în cazul organului genital bărbătesc. Sigur, în Vechiul Testament, tăierea aceasta împrejur, circumcizia, se făcea din rațiuni religioase. Era un semn ritualic, da? un semn al legământului poporului evreu cu Dumnezeu. Astăzi, circumcizia se face și din alterațiuni medicale în anumite state, inclusiv în Statele Unite ale Americii, nou născuții sunt tăiați în prejur, sunt circumciși, dar nu din rațiuni religioase, ci din alte motive. Bun, care sunt problemele cu acest argument? Sunt, sunt, mai multe probleme. În primul rând, argumentul acesta pur și simplu nu apare în epistole, adică nu este susținut nici măcar um, cu un apropo de către apostoli, în epistolele pe care le-au scris. Fie că vorbim de Pavel, fie că vorbim de Petru, fie că vorbim de Ioan, sau dacă vorbim de Iacov, care a scris și el o epistolă, pur și simplu nu întâlnim argumentul acesta, paralela aceasta, care ar fi fost foarte la îndemână. Gândiți-vă că Pavel a scris atâtea epistole, Petru, de asemenea, două, erau amândoi evrei, știau foarte bine legea, mai ales Pavel putea să facă paralela aceasta atât de clară, indiscutabilă și totuși nu o face. Gândiți-vă când Pavel descrie, spre exemplu, Corintenilor, în 1 Corinten 10 și vorbește despre uh, botez și cina Domnului și caută să vorbească despre modul în care au greșit evreii din vechime și evrei din vechime greșelile lor sunt pilde pentru noi. Fiți atenți cum descrie Pavel botezul pentru poporul evreu în vechime. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri, se referă la evrei, au fost sub nor toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare. Deci Pavel caută să atenționeze aici biserica din Corint să nu se încreadă în semnele exterioare în sine, ci să se încreadă în Hristos și să-și testeze, să-și verifice credința. Pentru că va spune Pavel, testați-vă că unii dintre voi efectiv nu-L cunosc pe Hristos. Testați-vă dacă sunteți în credință. Și când se uită în Vechiul Testament ca să găsească acolo niște imagini pentru botezul din Noul Testament, Pavel nu alege terea împrejur. Pavel nu alege circumcizia, ci Pavel alege, iată, trecerea poporului prin mare și norul care îi proteja. Este extrem de importantă această paralelă pentru că o face Apostolul Pavel. Dacă într-adevăr, așa cum ne spun cei care susțin botezul copiilor, circumcizia a înlocuit botezul a înlocuit circumcizia, atunci ne-am fi așteptat ca Pavel să spună, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost tăiați împrejur, după cum voi ați fost botezați. Dar nu asta face Pavel aici. Nici vorbă de așa ceva. De asemenea, în Filipeni 3 cu 3, Pavel a atins mult problema tăierii împrejur. În Filipeni 3 cu 3, Pavel le atrage atenția filipenilor și le spune, păziți-vă de câinii aceia, se referă la iudaizatori, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijeliții aceia. Sigur, iudaizatorii veneau pe urmele lui Pavel și căutau să pervertească Evanghelia și să le spună creștinilor că trebuie să se taie în prejur, să țină legea, să țină sabatul și așa mai departe. Iar Pavel le atrage atenția, feriți-vă de acești lucrători ai satanei. Și apoi spune el că și cei în împrejur, spune Pavel, suntem noi. Că -și slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Și apoi, de asemenea, mai avem un alt exemplu în Coloseni 2, când Pavel face legătura dintre terea împrejur și terea împrejur spirituală. Da? Când vorbim de ce reprezenta pentru biserică terea împrejur a evreilor, aceasta nu este botezul, ci este terea împrejur a inimii, adică schimbarea inimii, transformarea inimii, regenerarea omului nașterea din nou a omului. Aceasta este tăierea împrejur pentru creștini. Este o tăiere împrejur a inimii, o circumcizie a inimii, da? o regenerare, o naștere din nou, după cum ne învață Scriptura. Deci, pur și simplu, nu găsim în epistole această paralelă. Nu o găsim explicată într-un mod clar. Iată ce spune, spre exemplu, în Coloseni 2, de la 11 la 12, ca să parcurgem și pasajul acesta, de asemenea foarte important și uzat în dezbaterea aceasta. În el, spune Pavel, ați fost tăiați în prejur, nu cu o tăiere prejur făcută de mână. Gândiți-vă că Pavel scrie unul credincioși dintre neamuri, colosenilor. Și le spune, voi ați fost tăiați în prejur, dar nu cu tăierea aia în evreilor, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și în viață în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Altfel spus, da, se poate face o legătură între botez și tăiere împrejur, dar nu tăierea împrejur veche, ci tăierea împrejur a inimii, adică regenerare, adică naștere din nou, adică venire la viață spirituală, adică schimbarea inimii. Da. Botezul este dacă vreți să mergem pe direcția aceasta, o consecință a tăierii împrejur a inimii, a schimbării inimii, a conformării omului după voia lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu care vine să locuiască în inima omului. Deci, în sensul acesta, se poate face o legătură între tăierea împrejur spirituală și botezul fizic ca o consecință a tăierii împrejur spirituale. Apoi, alte probleme cu această teorie. Tăierea împrejur, circumcizia la evrei, era doar pentru bărbați. Pe când botezul este o poruncă pentru toți credincioșii, fie că e vorba de bărbați, fie că e vorba de femei. În vechime, poporul Israel erau circumciși, erau tăiați în prejur doar bărbații. Păi ce ne facem acum? Cum, cum traducem asta în categoria și în dreptul botezului? Este imposibil de făcut paralel aceasta. Botezul e clar pentru toți. Avem exemple nenumărate în Scriptură, în Noul Testament, cu privire la femei care au fost botezate. Păi femeile în vechime nu erau tăiate împrejur. Așa ceva nu se practica în iudaism. Da? În poporul vechiului legământ. Poporul Israelul etnic, după trup. Da? Evident, era opta zi. Astăzi, de asemenea, nici măcar în cazul copiilor, în cazul băieților, în cultele tradiționale, botezul nu se face opta zi. Măcar că te era împrejur, era poruncită opta zi. Apoi, un alt argument... De asemenea, interesant, îl găsim în dreptul lui Avram. Acum, atât cartea romani, cât și cartea evrei, cât și cartea Iacov, toate aceste epistole, îl dau în mod repetat ca exemplu de credință pe Avram. Dacă vreți să știți ce înseamnă un om credincios, cum se capătă mântuirea prin credință, o credință care se manifestă prin fapte, credința aceasta este credința lui Avram. Da? Vreți să știți cum arată un om credincios? Priviți la Avram. Iar Pavel când le scrie romanilor în capitolul 4 și le ia exemplu ca Avram, fiți atenți ce spune el despre terea împrejur a lui Avram și credința lui Avram. Începând din versetul 9. Căci zicem că lui Avram credința i-a fost socotită ca neprihănire. Asta spune Biblia. În Geneza Dumnezeu însuși prin Moise spune Dumnezeu i-a socotit lui Avram credința drept neprihănire. Dar cum i-a fost socotită, spune Pavel? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință când era netăiat împrejur. Altfel spus, chiar dacă unii ar încerca să facă această paralelă, însăși Scriptura Noul Testament, Epistola către Romani, ne spune cu privire la Avram, în dreptul lui Avram, prototipul credinței, că tăierea împrejur, semnul acesta a venit după credință. După ce Avram a auzit cuvântul, a înțeles cuvântul, l-a crezut și apoi a venit semnul. Deci asta spune cuvântul. Deci cei care vor și insistă pe paralelul aceasta, au o problemă mare cu pasajul acesta din Noul Testament. Sigur, unii vor spune mai departe, așa e în dreptul lui Avram, dar după Avram, toți evreii de parte bărbătească care s-au născut din Avram au fost tăiați în prejur. Așa este, pentru că Israel a primit acest semn al legământului pentru tot poporul, pentru toți participanții, pentru toți membrii de parte bărbătească. A primit semnul acesta, dar atenție, poporul vechiului legământ. Aici trebuie din nou să fim atenți. Poporul vechiului legământ era un popor etnic adică un popor între alte popoare, un popor etnic. De aceea, semnul acesta al tăierii în prejur a fost transmis tuturor descendenților etnici, etnici descendenților naturali. Pentru că poporul vechiului legământ a fost poporul Israel, cu privire la care profeții de asemenea fac de mai multe ori observația că numai o rămășiță a fost cu adevărat credincioasă, chiar în interiorul Israelului etnic, numai o minoritate, numai o rămășiță a fost cu adevărat credincioasă, dar poporul vechiului legământ era un popor național, o națiune între alte națiuni, o etnie între alte etnii, poporul evreu care era descendent din Avram după trup. Pe când poporul noului legământ, Biserica lui Hristos, este un popor spiritual, este un popor uh, transetnic, trece dincolo de etnii, dincolo de națiuni, dincolo de țări. Este un popor răspândit printre celelalte popoare. Poporul noului legământ, poporul spiritual, biserica, nu este un popor etnic. Nu-i poporul evreu, nu-i poporul român, ci din toate popoarele de pe pământ, Dumnezeu are și săi credincioși răspândiți. De aceea, pentru că biserica este un popor spiritual, orice descendent spiritual al poporului noului legământ trebuie să primească semnul noului legământ sau botezul. Observați paralela care într-adevăr se poate face, dar atenție în ce domenii. Toți descendenții naturali ai vechiului popor al lui Dumnezeu, poporul vechiului legământ, toți descendenții naturali, etnici, de parte bărbătească, primeau semnul. În egală măsură, toți, toți descendenții spirituali ai noului popor, poporul noului legământ, trebuie să fie botezați. Dar atenție, descendenți spirituali sunt doar cei născuți din nou. Adică născuți din punct de vedere spiritual. Veniți la viață spirituală. Deci sunt perfect de acord. Toți cei care se nasc în Biserica lui Hristos trebuie să fie botezați. Dar nașterea, acestea, nașterea aceasta este o naștere spirituală. Este o naștere din nou. Da? Nu-i prima naștere când Hristos vorbește cu Nicodim și îi spune trebuie să te naști din nou. Nicodim este contrariat. El nu înțelege, crede că e vorba de nașterea fizică. Și Hristos îi spune, nu, nu, cei din trup, e trup. Cei din duh, e duh. Trebuie să fii născut din duh, să fii născut din nou. Ei, aceștia sunt descendenții poporului noului legământ. Aceștia trebuie să primească semnul noului legământ, adică să declare public prin botez. Dar aceștia nu pot fi copii, ci doar credincioșii care au auzit, care au înțeles, care au crezut, a căror viață a fost schimbată și astfel ei îl mărturisesc pe Hristos în apa botezului. Deci, oricum am încercat, pe orice variantă am a, vrea să mergem, tot ajungem la faptul că botezul potrivit cu ce ne învață în Noul Testament este un botez al credinței, al credincioșilor. Fie că e vorba de mat oameni maturi peste 18 ani, fie că e vorba de adolescenți la 14-12 ani care au înțeles, care au crezut, care au fost născuți din nou, în viața cărora Duhului Dumnezeu a produs o transformare și deci ei îl mărturisesc pe Hristos ca Domn cu gura lor, după cum ne învață Noul Testament. Deci ideea asta, pentru că Hristos a fost tăiat în prejura opta zi, noi trebuie să ne botezăm copiii încă de mici. Este o idee care pur și simplu nu-i susținută de Noul Testament. Ideea potrivit căreia botezul a înlocuit circumcizia Vechiului Testament este din nou problematică pentru că nu-i susținută. Circumcizia Vechiului Testament a fost înlocuită de circumcizia lăuntrică de tăierea prejur a inimii, de o schimbare pe care o face Duhul lui Dumnezeu, din nou nu în viața unui nou născut, ci în viața credinciosului, care aude, înțelege, crede, primește și astfel este schimbat. Născut din nou, intrat în poporul legământului noului legământ, da, poporul spiritual printr-o naștere spirituală și în baza acestei nașteri din nou venire la viață spirituală, el este cel care mărturisește și declară prin botez. Oricum am încercat să o luăm, nu putem justifica sub nicio formă botezul copiilor mici. Hristos, da, a fost dat în opta zi pentru că s-a născut evreu s-a născut în timpul vechiului legământ. Da, de aia a fost în împrejura opta zi. Dar botezul Domnului Isus Hristos a fost la 30 de ani. Că ne place sau nu, că ne convine sau nu, atunci a fost botezul lui Isus Hristos. Iar botezul, așa cum ne învață tot Noul Testament, este o poruncă pentru cei care cred. Copilașii mici nu pot crede, de aceea doar cei care aud, înțeleg, pricep, cred, au viața schimbată, ei trebuie să mărturisească. Hristos le-a spus ucenicilor, mergeți, propovăduiți, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Chestiunea vitală este auzirea, înțelegerea și credința. O credință autentică, o credință nu doar pur intelectuală, cum ne acuză pe noi culturile tradiționale, nu, ci o credință care se manifestă printr-o viață schimbată și prin fapte, evident, bune. O credință Mântuitoare nouă credință drăcească.